Da, suntem la emisiunea Panoramic și vorbim astăzi în primul rând de o temă foarte importantă. De fapt, discută toată planeta. La această oră se desfășoară la Bruxelles un Consiliu European. E încurcată rău situația și tensionată în toată, în toată Europa și mă gândesc că poate era nevoie de un asemenea moment în care să ne dăm, să ne dăm seama cât de importantă este, este, Uniunea Europeană. Pe de altă parte, poate se mai refac, să zicem așa, raporturile de, de putere în Uniune, deși s-ar putea ca această acest Brexit, care nu prea știm dacă se va aplica sau nu, nu știm cum se va aplica, în fine, englezii încep să regrete unii dintre ei că au votat așa, spuneam că e o mare problemă la acest moment și vor să o speculeze cel puțin două țări. Franța și Germania, sau Germania și Franța, că senzația mea că ora Exact, se dă la Berlin și nu la Paris, cât ar vrea el Oland să facă pe interesantul în ale politicii, dar și francezii au dat seama ce președinte au, nu e nevoie să mai spunem noi. Vor să facă. A apărut astăzi un scenariu preluat din presa poloneză, în care vorbim de, un, de două puteri, supraputeri de fapt. Germania și Franța, secundate de aproape de Italia, Luxemburgu, Olanda și Belgia și după aceea un eșalon 2, grupul de la Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia, eu Noi nu suntem pomeniți pe niciune, deci noi suntem ruda săracă și noi și bulgarii și grecii suntem ruda săracă din nea europeană. S-ar putea să ne fie mai rău, mult mai rău decât ne era până acum, și nu mă refer aici la ce se întâmplă cu românii noștri plecați și cu toți emigranții plecați în Anglia, dar am impresia tot mai importantă că pretextul englez va face respirabilă atmosfera din Uniunea Europeană. Și apoi va trebui să ne gândim foarte serios ce politicieni de la București își vor asuma. Eșuarea acestui proiect european. Mai știți cât de populară era această idee în urmă, când am intrat în Uniune? Eram țara cea mai optimistă 2007-2008, favorabilă ideilor europene. Bag de seamă că dacă s-ar face acum un referendum. S-ar putea să nu trecem de 50% cei favorabili uh, rămânerii în Uniunea Europeană. Deci, nu numai englezii au o problemă din acest punct de vedere. Iar prin alte țări, eu, cum sunt grecii sau altă, situația este și mai rea. Deci, Uniunea Europeană este într-un în pragul exploziei. Ne vom întoarce la acest subiect. Aș vrea să fac, uh, să spunem așa, o legătură cu emisiunea uh, ce a fost de la, de cu ordinea de zi de astăzi, pentru că cum să vă spun, apropo de guvernul tehnocrat european de la București care face și drege, e plin de bostani. Dar nu de aia de la Dăbuleni, care sunt vânduți pe marginea drumului, că știți că prin supermarketuri și prin astea vindem de aia din alte țări, europeni din Turcia sau de unde sunt, cu ghilimele de rigoare. Vreau să vă spun că este pe numele său Marius Bostan, Ministrul Comunicațiilor, probabil că în loc de mansarda care se numește CAP, are un bostan. Pentru că altfel nu se poate să dea o asemenea declarație și nu se poate numai să dea această declarație, dar nimeni să nu-l tragă de mânecă. Iată despre ce e vorba. Și cităm declarația a fost preluată, repet, de toate posturile de televiziune, toată presa. Deci e un scandal de câteva ore care se amplifică de la oră la oră. Practic fiecare agenție, fiecare ziar, fiecare televiziune începe cu această declarație care nu-i văd rostul, mai ales că nea ăsta, Marius Bostan, e ministrul comunicațiilor, deci nu prea avea legătură cu subiectul, dar cum n-a făcut nimic în domeniul lui, poate zice că îl bagă lumea în seama așa. Deci, Ministrul Comunicațiilor Mariu Zbostan face o serie de declarații revoltătoare la adresa profesorilor, umilindu-i din nou. Ministrul Bostan este de părere că, cităm, gratuitatea sistemului educațional nu oferă calitate. În opinia sa, părinții ar trebui să plătească pentru educația copiilor lor. 100 de lei, cităm, 100 de lei pe lună, nu mult, ceva simbolit, dar să simtă că nu e gratis. Încheia citatul. Deci, stai să ne gândim. Noi le dăm alocație, vreo 80 și ceva de lei, 84 de lei, da? Deci dacă 100 de lei nu este decât ceva simbolic, alocația pe care o dă statul copiilor, ce este? Apropo de ce poți să scoată un ministru din, din propriul bostan. Așa, continuăm, cităm în continuare, dacă ne lasă și calculatorul cităm, eu văd părinți la școală, eu sunt părinte, jumătate dintre ei nu se interesează, nu cer calitate profesorului. Profesorii au salarii mici, nici în partea cealaltă nu se cere calitate. Unii profesori pur și simplu își bajur de meseria lor și spun că au salarii mici. Domnule, merge acasă, dă demisia, dar nu să-ți bagi joc de viitorul copilului. Justificarea că am salariu mic e o imbecilitate. Am salarul mic, îmi dau demisia, mă apuc de altă muncă dacă nu-mi place meseria asta. Vorbele mele poate sunt brutale. Dacă fiecare părinte ar plăti 100 de lei pe lună, nu mult, ceva simbolic, dar să simtă că nu e gratis. Uh, am încheiat citatul. Uh, după Ager Press este, deci e agenția de stat care prezintă acest... Uh, deci, nea bostanul ăsta uh, este ministrul în guvernul României. Dacă nu-i convine că e ministru aici... Poate să plece acasă. Nu-i convine salariul de acum să nu-i convine acum. Că știți că are salariul ăla mare, care se tot taie, se tot reduce de vreun an de zile, dar el tot mare e. Dar, în fine, asta e altă treabă. Uh, și continuăm din uh, înțelepciunile domnului Bostan. Cităm: Mentalitatea comunistă a fost așa: să primesc gratis educație. Atunci nu cer în partea cealaltă la ghișeu calitate să primesc gratis curent de exemplu. Nu m-ar deranja foarte mult că s-ar opri curentul la ora 12. După părerea mea, orice serviciu trebuie plătit într-o formă sau alta. Pentru foarte mulți părinți, dacă aș simți că în fiecare lună dau ceva, o sumă, aș, ar conștientiza că nimic nu e gratis. La noi, în mentalul colectiv, a intrat prea adânc gratuitatea. Atunci nimeni nu mai înțelege cum funcționează statul de fapt. Ar trebui făcute seminarii pentru funcționarea statului. Atunci nu ar mai veni cu cereri care sunt de neîmplinit sau de nerezolvat. Suntem tot timpul să se dea. Nu avem partea cealaltă de unde. Părerea mea este că o reminiscență a cei 50 de ani de comunism, a mai afirmat Ministrul Comunicațiilor. Bun. Haideți să o luăm cu analiză pe text, că nu, nu putem altfel. Prima problemă. Deci, dacă domnul nu poate să dea că e ministru, să plece acasă. Deci, nu-l ține nimeni acolo să ne fericească pe noi românii cu să ne dea ceva. Că asta a jinit toți românii, nu? Bun apropo de... de opri, nu am înțeles ce e cu curentul gratuit sau cu celelalte. Deci le amestecă de Bine, părerea mea că n-a nicio legătură cu subiectul, nici în comunicații, nici în altceva. Că nu se pricepe la nimic, apropo, e tehnocrat. Dar, și că e reminiscență de la comunism. Dar, încă o dată spun, ce ne spune domnia sa, Contravine inclusiv legislației europene și maniere europene de lucru. Și de asta vă spuneam că are legătură și cu subiectul mare al nostru, viitorul Europei. De ce vă spun asta? Învățământul preuniversitar, adică înseamnă preșcolar, primar, gimnazial sau secundar, cum este numit în unele țări, liceal sau secundar superior este gratuit în foarte multe țări din Europa, de fapt în majoritatea țărilor Uniunii Europene. Nici facultățile, cu excepția a două, trei state unde sunt mai scumpe, și facultățile oferă gratuități, așa cum face și statul român. Pe de o parte, deci gratuit oficial, unde trăiește neabostan, asta e. Probabil a fost până la și n-a avut legătură. Bun, prima problemă. A doua, știți foarte bine, cei care vă uitați la această emisiune sau în general la televiziune, ști, știți foarte bine că aveți copiii sau sunteți elevi în sistemul de stat și că nu e deloc gratuit învățământul public din nefericire. De ce? Foarte simplu. Trebuie să aduci de la ban decretă până la fondul școlii, fondul clasei, Până la multe alte, la diverse lucruri care îți trebuie la școală. Mă gândesc la copii mici, de la blocuri de desen, culori și nu știu câte alte, rechizite în general. Ce dă, stat, ce dă statul e foarte puțin. Apropo de chestia aceasta, și însă, mulțumesc pentru cine ne șoptește în, în cască, atenție! Noi plătim și un impozit în baza lui, ar trebui să beneficiem. De anumite lucruri Așa că nu-i deloc gratuit învățământul din România Cum ne spune Neabostanu Că uh, Ar trebui să plătim câte 100 de lei Sau minim 100 de lei Simbolic spune domnia sa Ca să beneficiem Să simțim că nu e gratis Bun, bănuiesc N-am de unde să mă lămuresc prea mult Că domnia sa s-a trezit așa în vorbă Și a vrut să facă pe deșteptul Cum mai vrea să facă unul pe la ministerul muncii iar sărac cu duhu, chiar dacă a fost din mai consilier de prim-ministru înainte de a fi ministru. Uh, apropo de chestia ce ne mai spune ministrul Neabostan, acesta a precizat că munca ar trebui legată de performanță și a subliniat că nu este de acord cu sistemul de salarizare existent în prezent în educație. Păi, bun, uh, să ce să înțelegem din asta? nu e de acord cu sistemul de salarizare, dar să înțeleg că îl vrea mai mare sau mai mic. Că la asta te poți aștepta la orice după asemenea declarație. Uh, cităm. Ar trebui tot după agerpress. Press. Uh, ar trebui legată cumva a munca de performanță. Eu nu sunt de acord cu sistemul de salarizare existent în acest moment în sectorul educației. Bugetul nostru nu ține la măria salariilor. În momentul de față, deficitul bugetar pronunțat este 3%. Anul viitor este o prognoză care spune că e undeva de 3,6%, cu toate mările date de Parlamentul actual, care a tot dat, ceea ce înseamnă posibilitatea intrării României într-o procedură de deficit bugetar excesiv. O mărie de salarii în zona asta de educație nu ar provoca decât pagube pe următorii 2-3-5 ani, dar pagube pe care nu le mai poți recupera, spune Bostan. Uh, bun, eu n-am înțeles un lucru și nu știu dacă pe domnii de la guvernul actual, tehnocrați. i a chemat dumneavoastră la guvern? Eu sigur nu i-am chemat. Bun, mergând pe ideea asta, de ce stau dacă nu pot să facă mai mult? Pentru că sunt alții de spun, nu domne, se poate. Și dovadă că în ultimii ani s-a putut. De ce trebuie să ascultăm unii mai responsabili care ne spun că nu se poate nimic? De discutat asta. Acum mai e o altă problemă. Tot o dăm cu performanță, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Dar hai să aplicăm performanța în toate domeniile, da? merge și în învățământ, merge și în sănătate, dar să o aplicăm și la guvern. Credeți că trece vreun ministru clasa? Păi noi avem în învățământ, apropo de sistemul ăsta, știți, ori cu calificative, ori cu note. Depinde de ce an este copilul, în preuniversitar mă refer. Ăla de gratuit și îl derajează pe domn ministru. Bun, dacă am avea, dacă am luat-o după asta, eu zic că majoritatea ministrilor nu ia notă de trecere în nicio variantă. Cât am fi de optimiști. Ca să nu mai spunem că avem unul pe la... Ce scuze, nu i-am reținut să și noi și nu se văd în general, sau când fac câte o asta, nea, Bostan e mai vizibil Bostanul decât ministru. Uh, Spunea zilele trecute un ministru de pe la funduri europene că nu poate el să facă acum nimic și n-a făcut nici ministru anterior pentru faptul că, vezi, doamne, a luat niște contracte ghiță cu electronice. Bun, i l a dat ponta. O fi ceva adevărat, asta urmează să stabilească DNA sau altă instituție, da? Dar să ne văităm după un an de zile, că mai e puțin și trece anul că nu putem face nimic și n-am făcut nimic timp de un an să spunem că de fapt ei vin la cealaltă, mi se pare o aberație. Cum la fel încep să aud tot mai des în ultimul timp, chiar din sursele chiar a unor partide politice, domne, nu poate să facă săracul guvern actual, nu poate să facă nimic. E sabotat, domne, în toate structurile, sunt membrii de partid, indiferent că sunt PSD-ști, liberal sau altceva și ăștia sabotează guvernul tehnocratiei plin de intenții bune. Mă, stai și te gândești, bă, poate ori avea ăștia dreptate. Așa o fi. Dar dacă ne gândim mai bine, dumneavoastră i-ați văzut la televizor, că așa-i vedem, că nu ne întâlnim cu ei, nici de fapt nu prea cred că ies din cabinete. Unii se plimbă și spre la Bruxelles permanent, în orice caz plecați, iar alții probabil nu ies din birou. Dar ăștia lucrează. Când ies în fața presei, ca și putem vedea, și mai ales în fața televiziunilor, parcă nu că nu trec sticla, că nu trec cum se spune, nu prea trece niciunul, nu, nici nu că nici nu, premierul, nu cred, sunt sigur. Dar, măcar premierul are un discurs, adică îți dai seama că omul ăsta are ceva, vrea să facă ceva. Păi, miniștrii domniei sale, mulți dintre ei, acum nu generalizez. Dar mulți, din ăsta nu-ți dai seama ce vor. Unde vor să se ducă, un ce vor să facă. Bulă așa. Scă e bine să nu fie rău că vom face și vom drege când vom fi, dar noi suntem un guvern pe o perioadă scurtă și tot așa. Deci, încă o dată, n-am înțeles ce au tehnocrații cu România, dar bucuroși de toate. Dar această declarație, în orice țară normală și mă referă într-o țară din Uniunea Europeană așa cum e acum sau așa cum va fi. Nu poți să-l mai lași pe, pe nenea ăsta în funcție. Îl trimiți oriunde. Că după ce că deschisă, deci nu făcu nimic ca ministrul al comunicațiilor, când deschisă gura, făcu un adevărat scandal. Deci asta este, este, părerea mea, ca să nu mai vorbesc, că vom avea și am văzut și replica domnului Huică, cred că ar trebui ca cel puțin sindicatele din educație ONG-urile să ia atitudine clară față de iresponsabilitatea unor asemenea declarații. Dar am putea să facem legătură cu ce făcea, știți, cu ce facă ea pe la finanțe, care declară că nu pot, că nu fent, unii oamenii sărași fentează legea, că n-au cum să trăiască și să nu plătească impozii și diverse alte lucruri. E o anumită mentalitate, cred, care se înfilipează, care nu este favorabilă românilor. Iar dacă domnia sa, neabostanu, are o soluție în care învățământul să nu mai fie gratuit, nu avem nimic împotrivă. Dar soluția să nu fie pe impozitele noastre ale tuturor. Nu. Din salariile pe care le-a avut probabil pe la Bruxelles sau le-au avut toți miniștrii actuali, pot să pună mână de la mână sau să renunțe la salariile acelea foarte mari să întoarcă la salariile care erau pe timpul guvernării Ponta, ca să nu ne mai ducem mai în spate, sau Boc, să punem acea diferență și cu asta să facem ceva pentru învățământul românesc. Cu siguranță va fi mai bine. Altfel, că dăm o declarație belicoasă ca să ne vadă lumea la televizor, n-a nicio legătură, mai ales că atenție! Declarația Ministrului Comunicațiilor n-are nicio legătură cu învățământul. Deci, nu e din domeniul respectiv, nu e ministrul sectorului respectiv, el ar trebui să ne spună ce e cu comunicațiile și cu toate celelalte. A, să ne explice ce zice celălalt de la fonduri europene, că el nu poate face nimic că nu merg comunicațiile. Și să ne spună de ce nu merg. De ce nu s-au făcut dosare dacă ghiță sau altul e vinovat. Așa ar fi logic într-o țară normală. Nu să comentăm un, ce zice, un neabostan care e arcivremelnic și nu o să mă audă nimeni de bostan după, după ce pleacă din funcția respectivă. Uh, îmi cer scuze dacă m-am uh, referit la fructul respectiv sau ce este, că poate, nu, uh, poate uh, și bostanii au demnitatea lor, dar asta e altă treabă mergând mergând mai departe ne întoarcem la problema europeană, vă spuneam a început la ora 16 la Bruxelles o ședință extrem de importantă și importantă și dintr-un alt punct de vedere, pentru că viitorul Europei este este incert, viitorul nostru al tuturor. De fapt nu se mai prea poate trăi în afară de Uniunea Europeană, dar la același timp Uniunea Europeană trebuie să-și regleze mecanismele. De ce trebuie să-și regleze mecanismele? Se întâmplă lucruri care nu sunt în regulă. Pe de o parte, se întratați ca ruda săracă și dacă luăm, hai să luăm situația României și am mai spus asta. Singurul lucru pe care România l-a câștigat după 2007 este libertatea de mișcare în Europa și chiar uh, a Libertatea folosirii sau uh, forței de muncă. Cam atât. Încolo suntem în voia sorții, banii se pun și condiții uh, aiuritoare, și o să vă dau un simplu exemplu. Uh, apropo de condițiile de mediu, uh, și suntem aici în patria unde, sau în zona unde avem cele mai multe probleme din acest punct de vedere, cu termocentrale. Gândiți-vă la, la un singur lucru. Pe o piață europeană, în domeniul, chiar și în domeniul energiei. Termocentralele noastre trebuie să respecte un anumit, o anumită norme de poluare, cele din Ucraina și, sau Serbia nu, că nu sunt în Uniune. Dar concurăm pe aceeași piață. Deci, apropo de preț. Bun, un alt exemplu care e și mai dureros, apropo de industria de materiale de construcții, hai să zicem de ciment. Uh, industria de ciment uh, la noi a cunoscut un regres fantastic, dar gândiți-vă că una, în țările din Uniune Trei respectate anumite lucruri și asta ne-a închis când n-au fost cumpărate pentru a fi închise, ne-au închis multe dintre capacități concurăm pe această piață cu Ucraina, cu, cum spuneam, Serbia, Muntenegru și multe alte țări care n-au aceste interdicții, ca să nu mai vorbesc de țările din afara spațiului european. Cine are de pierdut în toată chestia asta? Aerul de respira nu e, că poluarea e aceeași, indiferent că, că, vine de la ucrainien sau, nu știu, de la din Uniunea Europeană, dar economic pierdem foarte mult. Deci, apropo de ce ne-a adus integrarea europeană. Uh, problema e una simplă și foarte, și foarte clară. Politicienii români, indiferent cine ar fi ei, de la președintele Claus Iohannis, și o să vă citesc ce a declarat astăzi, și până, și până la preș, premierul Dacian Cioloș, dar și clasa politică în general, și aici mă refer și la Partidul Social-Democrat și la Partidul Național-Liberal și la, alți, la alte partide, alții de politici, ar trebui să gândească foarte clar unde ne situăm și ce e de făcut. Pentru că noi, în momentul de față, suntem în genunchi, suntem ruda săracă din lumea europeană și perspectivele sunt din ce în ce mai proaste. Deci, faptul că votăm orice, suntem de acord cu orice care vine din Europa, nu mai este în regulă. Deja avem o problemă. Suntem tratați ceva de genul, așa cum sunt, din păcate, disprețuite sau, în orice caz, problemele persoanele cu probleme sociale. Suntem rudă săracă în sensul propriu al cuvântului la nivelul Uniunii Europene. Uh, Tocmai de aceea e foarte interesant uh, un material care a apărut uh, în această seară. E uh, făcut de Ionuț Iancu, un analist uh, care are un site de specialitate pe aici, Nu România se numește el. Și uh, o să vă prezint câteva dintre concluziile sale, pentru că mi se pare interesante pentru discuția noastră. Spune el așa. În toată nebunia declanșată de Brexit, a existat un numitor comun al tuturor analizelor: efectul de domino pe care, pe care decizia Marii Britanii îl va declanșa. Iar confirmările au început să vină încet, dar sigur. Le Pen, Le Pen în Franța, Orban în Ungaria, Grillo în Italia, Moten în Germania și lista poate continua. Dar România. Ce ar face România? ar putea ea pusă în situația de a alege dacă să rămână sau nu în Uniunea Europeană? Aici avem de-a face cu două perspective. Ultimul eurobarometru, dat publicității luna mai, ne arată un popor român fericit cu apartenența sa la UE. Într-un procent de peste 60%, un popor care este fericit că are parte de liberă circulație, că se poate duce să muncească în străinătate, ca aparține unei comunități în mijlocul căreia și-a dorit mult să revină care are și temeri, terorismul și migrația fiind pe primele locuri. Asta e la nivel oficial și sondajele acelea știți cum se fac. În spațiu online, spune același, același autor, există o propagandă destul de agresivă anti-Uniunea Europeană. Vezi zilnii postări despre, despre cum ne-am vândut suveranitatea, despre cum resursele României sunt furate de străini, în timp ce noi am devenit groapa de gunoi a Europei. Nu sunt puțin cei care laudă gestul Marii Britanii și care încearcă să creeze un curent anti-UE și la noi. Și, or și oricât ar părea de fantasmagoric, acum premise există. Problematica Schengen? Păi da! suntem ținuți la, deși îndeplinim toate condițiile pentru Schengen, nu suntem acceptați, că nu ne vrea Olanda, care are un port Amsterdam foarte mare și Constanța i-ar încurca afacerile. Asta e problema, dar nu o spune nimeni cu subiect și predicat. Revin, problematica Schengen, unde suntem plimbați de la an la an, Intervențiile brutale uneori în chestiunile de politică internă și justiție, tratamentul de care se bucură românii în multe țări europene, diferențele de trai dintre noi și ei, toate acestea pot fi sâmburii unei schimbări de atitudine care ne-ar putea aduce, pe neștiute, cândva în situația de a alege și noi între in sau exit. Și la cum votează românii, niciodată nu poți fi sigur. Acesta cred că ar putea fi cu adevărat un proiect de țară demn de partidele politice de la noi să aibă grijă ca nu cumva să ni se ofere șansa de a ne întoarce cu câteva sute de ani în urmă. Se știe că nouă ne place să repetăm istoria. Bun, e clar, domnul respectiv, și de asta vi am și citit, vede totul din perspectiva europeană, finanțată, interesată. Eu mă, uit, mă uitam zilele trecute când s-a anunțat rezultatele la Brexit, că era doliu pe o anumită sau pe anumite televiziuni din, din România. Ori fi plin de conștiință și înțeleg pericolul. Dar mi se pare cel puțin exagerat, ca să nu spun altfel. Mai ales că mi se pare la fel de supărător, ca să nu spun mai mult, faptul că orice idee, când vorbești de istoria națională, când vorbești de problemele legate de România în general, de suveranitatea ei, să fie totdeauna puse sub semnul întrebării că vezi doamne că sunt finanțate de ruși, că nu știu ce și nu știu cum. Aberații pe care cineva are interesul să le lanseze. Ajuns să ne, să finanțeze patriotismul România. O aberație mai mare, nu, nici că se putea, dar trece la unii. Știți cum e în alegere apar, vezi doamne pericolul ca România să devină comunistă sau nu știu ce altceva cum s-a tot folosit. Dar acum ar trebui să analizăm foarte bine. Nu faptul de a ieși. Deci, e clar, calea europeană nu mai poate fi întoasă și n-ar trebui să ne punem problema așa. Dar nu calea europeană în genunchi, cu lideri în care să da doar din, cu capul din sus în jos, da, da, orice. Lideri care, atenție, știți cum ne-au luat, ne-au spus că nu vom accepta refugiați și au luat cât, puteam, cât au putut de mult. Și multe altele. Deci avem nevoie de lideri politici cu curană vertebrară. Și aceștia să nu fie vulnerabili nici în fața DNA, să nu fie nici în alte ăsta de să poată să guverneze pentru România. I-am găsit pe acești lideri? La acest moment mă tot uit în clasa politică și știu că fiecare a avut la un moment dat câte ceva probleme. Din păcate nu cred că i-am găsit încă. Deci planul european, că apropo de viitorul Europei și interiorul Europei, viitorul României, este în mare ceață. E clar însă că nu mai putem să rămânem așa. Proiectul european stă pe loc de câțiva ani, ba din contră, se manifestă doar uh, ca o cenzură la adresa țărilor mici. Uh, comisarii europeni se comportă la București, cum o făcea Vășinschii, în anii 45, 46, 47, comisarul rus, sovietic. Uh, ei știu ce e mai bine pentru români, ei cunosc tot adevărul, ei au dreptate, noi suntem un fel de semicolonie, așa, trebuie să acceptăm orice. Englezii, ce au făcut de fapt? Lecția englezească, asta e clar. Au spus nu. Noi suntem o națiune care am fost și mare putere colonială, avem o tradiție istorică, nu ne faceți voi pe noi, vrem ceva. Nu mai vrem străini printre noi care să ne ia locurile de muncă, nu mai vrem, nu mai vrem, nu mai vrem. Nu înseamnă că gândesc corect, dar pe de altă parte e și, una, e și altceva de, trebu de a trebui remarcat cu acest prilej, faptul că englezii n-au cedat. Știți că au fost presiuni fantastice, s-a făcut o risipă de fonduri ca englezii să fie întorși. Nu s-a putut. Experiența, tradiția votului liber a făcut asta. Problema este că Uniunea Europeană vine acum cu un proiect. Acest proiect, vă spuneam, cu Europa mai multe viteze, de exemplu una din măsurile și o să încerc scuze că nu mi l-am găsit, dar o să încerc să-l găsesc acel proiect, să vi-l prezint așa mai pe larg. Are are niște idei foarte interesante, printre altele, deci ne pune, ne pune în situația să trecem la euro foarte rapid. Nu știu cât de, cât de a. Uh, E pregătită România să treacă la euro. Uh, Nu-l găsesc în acest moment. Uh, acest proiect, însă, uh, care circulă acum în Europa și care teoretic ar trebui să fie, propusă, uh, să fie propus la Consiliul European de astă seară, marchează o primă idee de reformă. Nu mi se pare cea mai corectă, dar în același timp trebuie să se miște ceva. Europa nu poate rămâne în stadiul actual. Nu se poate, și cu suveranitate națională și cu cea europeană, sau să aplici selectiv. Adică, bun, eu sunt cetățean englez, da? Păi, bun, dacă eu sunt, sau eu sunt cetățean român, dacă eu sunt român și toți suntem salarizați în euro, cum facem acum, tot, că tot nu suntem în stare să facem legea salarizării unice, a bugetarilor deocamdată? Poate o facem la nivel european și dacă o facem la nivel european mi s-ar părea corect ca atunci chiar dacă nu pot să zice băi englezii au o performanță economia lor a noastră e mult mai în jos dar să facem niște echivalențe adică nu mi se pare corect ca pre eu să plătesc la târgujiu pe un produs prețul de-l plătesc englezii și veniturile lor să fie de 10 ori mai mari sau prețul la pompă al benzinei sau ceva altceva. Aceste lucruri trebuie reglementate. Pe de altă parte, bun, nu am nevoie de politicianul național, eventual îl alegem pe deputații și senatorii noștri cum ar fi consilierii județeni acum și facem niște economii. Banii pot fi folosiți în altă direcție. Adică luăm deciziile de la Bruxelles, dar le aplicăm ca la Bruxelles. Pentru că noi, apropo de România acum și apropo de viitorul Europei, România aprobă numai ce îi. convine. Sau nu. Ce convine anumitor, anumitor politicieni și structuri de forță. Gen, cum am mai spus, DICO, DNA și toate celelalte, dna un în special. Uh, știți, vă dădeam exemplu într-o altă emisiune, chestia aceea cu spectacolul cătușelor care la pe la alții nu prea e. Dar, încă o dată spun, și e foarte important acest lucru, uh, proiectul european nu trebuie să eșueze. Dar trebuie să fie tratate toate statele la fel. Sunt 28 de state în Uniune, probabil în curând vor mai fi și altele. Eventual, ideal ar fi să fie toate țările europene ca să aplice o politică inclusiv de mediu, ți-ar trebui toate țările europene. Încă o dată vă explic, apropo de mediu, pot să facem noi efortul să nu mai poluăm cu nimic, nici în România, nici în Bulgaria, nici în Franța. Dacă în Rusia, Ucraina și toate celelalte poluarea va continua masiv, n-am făcut nimic până nici americanii nu respectă de ce se întâmplă în Europa. Deci, dar mă refer, aici în Europa ai problemă. Deci, proiectul european ar trebui să includă și pe aia. Dar cu rușii nu pot, nu îndrăznesc. Că îi mai presează, că îi mai sancționează, până la urmă rușii sunt rușii sunt ruși și sunt mari. Prea mari pentru a fi înghițiți ușor masticabil de către Uniunea Europeană. Dar, acest proiect trebuie să reușească. E cel mai revoluționar proiect care a fost vreodată în lume, e o provocare imensă, dar care arată că sunt multe, că sunt multe probleme care trebuie rezolvate. Apropo de Brexit, Brexit-ul a arătat că o țară mare, o țară europeană, un pol de stabilitate la nivelul Uniunii Europene, poate să plece să spună cetățenii că nu mai vor. A, că încercăm noi acum și se tot încearcă să arate, da, de fapt au fost manipulați cetățenii, da, de fapt nu știu ce, oricum a trecut. Există o majoritate care au votat pentru ceva. Că încercăm acum să dă. ba că parlament, că premierul n-a activat articolul 50, Bacă uh, Scoția ar putea să aibă o altă politică, țara galilor. E greu. Deci, Trebuie găsită o soluție, inclusiv cu Marea Britanie. Probabil că englezii au constatat ce constatăm și noi: că avem un singur Kaiser, Angela Merkel, care dictează totul, are un secretar la, pe Oland la Paris și vreo 2-3 subsecretari de stat, premierul Italiei, al Belgiei, al Olandei și care or mai fi nu e, deci așa eșuează un proiect care s-a dorit să fie de mare succes și a și fost. Bine, vreau să vă spun că pentru emisiunea de astăzi îmi pregătisem să trec chiar și printr-o istorie a Uniunii Europene de până acum, care n-a avut suișurile și coborâșurile de acum. După Maastricht, Uniunea Europeană a evoluat destul de bine până la un anumit moment. Momentul când, Germania a devenit prea puternică printre celelalte țări. Aici, aici e problema și cred că asta au raportat englezii, n-au mai vrut să fie ruda, nu neapărat ruda săracă, la engleză nu se punea pune în raport cu Germania, dar oricum să nu fie ei vioara întâi, nici măcar a doua. De asta au ieșit englezii. Ei au orgoliu, au posibilități. Iar ce ni se spune sau li se spune englezilor că va urma, nimeni nu știe e total imprevizibil. Avem globalizare și pe, pe acest fond, cu siguranță, Anglia, fiind boicotată de o grupare mare ca Uniunea Europeană, s-ar putea să aibă de suferit. Cum la fel nu se știe dacă iese în scap numele cetățeanului american care candidează și care are o situație are niște ieșiri foarte ciudate. Dacă ăla câștigă America s-ar putea să avem, să avem, o altă situație și lumea să fie total imprevizibilă. Uniunea Europeană însă are probleme din interior, probleme mari și nu sunt deocamdată din fericire, nu cred în procentul la 60% ce ne dă eurobarometru, dar nu are în România Uniunea. Noi deocamdată suntem ca și politicienii noștri, am înțeles să trăiți, bine că, ne, bine că suntem aici, nu contează cum. Dar problemele sunt în Spania, unde există foarte multe dorin uh, uh, forțe centrifuge problemele sunt în Portugalia portughezii sunt foarte porniți pe Uniunea Europeană care i-a lăsat doar cu turismul au o mare problemă în zona respectivă de fapt toată peninsula iberică este un viitor butoi de pulbere și ascultați-mă ce vă spun citeam foarte mult în uh, niște reviste traduceri din niște reviste străine. Sunt probleme în Belgia, sunt probleme în Germania, ne mai vorbim de extremiștii care s-au revigorat fantastic de la Spania, am mai amintit-o, și s-au văzut la ultimile alegeri, la Grecia, la Franța, la Italia și multe altele. Deci, Uniunea Europeană este în pragul colapsului. Uh, și, din păcate... Liderii actuali nu par să fie... să conștientizeze acest lucru. Da, s-au reunit, da, vorbesc, dar deciziile trebuie să aibă asentimentul tuturor. Aici este problema, liderii nu sunt însușiți de toată lumea, n-au trecere și în același timp instituțiile europene sunt foarte, foarte slabe. Dacă își permite... Uh, nu știu, la București, Ministerul Justiției, să ignore anumite reguli, nu știu care alt minister, Transportului sau altele, deci putem noi să facem asta la București? Vă dați seama ce se întâmplă prin țările mari din Europa, care pur și simplu tratează cu fundul deciziile de la Bruxelles. Deci, de ce vă spun? Proiectul european este în colaps, viitorul Europei este sub semnul întrebării, și stai cum de asta v-am și pus față în față cele două probleme, stai să vezi unei mai bine. Cu siguranță însă în Uniunea Europeană e mai bine, dar nu în condițiile actuale. A accepta varianta in și exit doar pe realitatea actuală s-ar putea să avem o mare problemă. Abandonăm acest subiect, cu siguranță se va discuta toată vara, se, va mai discuta și, se vor mai discuta sigur și în alte și cu alte și, și cu alte ocazii, deci cu un ultimile, în ultimile în, următoarele luni sigur va fi subiectul numărul 1. Însă vreau să vă semnale, să vă semnalez o problemă care apare în Anglia și s-ar putea să vedem asta și în alte țări. Cotidianul de Telegraf a publicat marți o înregistrare video filmată într-un tramvai din Manchester, în care doi tineri îi strigă unui imigrant să coboare și să plece înapoi în Africa. Mergi înapoi în Africa. Citim de pe Hot News. Mai puțin. Mergi înapoi în Africa. Imigranții trebuie deportați. Striga unul dintre tineri către un bărbat care. Îi între... Îi întreabă câți ani au și le spune că este în Marea Britanie de mai mulți ani decât ei. Tinerii continuă să-l insulte și la un moment dat unul dintre ei aruncă cu bere spre el. O parte dintre călători au sărit însă în apărarea acestuia, strigând către cei doi care coboară în cele din urmă din tramvai. Sunteți o rușine! Pentru Anglia sunteți o rușine! Aceste momente vor deveni tot mai dese și cu cât, să zicem, Anglia se va rupe, vor deveni din ce în ce mai mai de impact la nivelul populației. Asta ar trebui să evităm, dar ca să evităm acest lucru, trebuie două condiții: tratament egal în, deci, între cele două, între toate popoarele din Uniunea Europeană și o legislație foarte clară pe care o să respecte toți. Pentru că vă mai dau un exemplu, și unul foarte important. An de zile și acum. Franța are un deficit anul acesta de vreo 5% sau peste 5%. Așa a mers, așa s-au dezvoltat aceste țări în ultimii ani. Noi, la București, anul trecut am avut un deficit de 1% și ceva la sută, impus de Uniunea Europeană și Femei. Anul ăsta riscăm să depășim 3% și deja intrăm în deficit excesiv și avem o problemă. De ce nu sunt tratați și francezii la fel? De ce nu sunt tratați spaniolii? E, aici, aici este o problemă. Uh, acum vreau să vă spun și trecând peste peste asta. Haideți să ne referim puțin și la politică, sunt doar ultimile minute din emisiune. Și aici asistăm astăzi, ieri, la un eveniment, aș spune necesar pentru curățenia vieții politice. Și anume, dispariția unui partid. Uniunea Națională pentru Progresul României, UNPR-ul, deci, practic a dispărut sau dispare în aceste zile la nivel de Parlament. A dispărut grupul parlamentar din Senat, o trecere masivă de șapte senatori la PSD și, cu siguranță, dacă am înțeles bine, sunt 14-15 deputați care, deputați care trăiesc la PSD, vor mai fi de vor trece și la PNL, practic acest partid dispare. Acum, de ce dispare? Acest... De ce dispare acest partid la acest moment, de discutat. N-a făcut performanță electorală la alegerile locale, deci nu era un pericol neapărat. Miza probabil este în toamnă cine face guvernul sau cine deține butoane pentru organizarea alegerilor. Cred că lovitura a fost centrată de PNL. Care dorea prin fuziune să preia tot acest bagaj de senatori și deputați, gândiți-vă că acest partid a intrat în Parlament cu 14 parlamentari și avea vreo 60. Deci, adunați. Acum, practic, rămâne cu câțiva. A, rămâne cu unul. Unul foarte important care e și gorjean de al nostru. Răzvan Rotaru a anunțat tocmai astăzi că trece în UNPR. Deci, Băiatul respectiv, probabil, e foarte, are un simț al politicului foarte dezvoltat. Deci, poate îl pui și președinte, având în vedere că steriul nu o să mai aibă pe cine să conducă. Dar, cum spuneam, parlamentarii respectivi sunt presați de două realități: li se termină mandatul și unii vor să-l Pe de altă parte, ei plătesc cu NPR-ul, plătesc un singur lucru vrem sau nu să spunem lucrurilor pe nume, un EPR ul și Gabriel Oprea, ce i se întâmplă acum cu DNA-ul, cu dosarele de toată jena, plătește pentru faptul că n-a vrut să pice guvernul Ponta după alegerile prezidențiale. Este mai clar ca niciodată. De ce vă spun acest lucru? O fi făcut, o să vedem dacă judecătorii sunt de acord ce au făcut. Dar bă, frate, cum poți legal să pui un prejudiciu, o mașină, e adevărat de lux, cumpărată pentru Ministerul de Interne, mașină care este în continuare la Ministerul de Interne, e folosită sau stă în garaj, nu știu asta, o să o să cotești prejudiciu, vrei să recuperezi prejudiciu și mașina ta e la, e la, stat, este în inventarul tău. Bun, poate fi abuz în funcție, că nu trebuia să o iei, poți să fie, dar prejudiciul ăla e de tot râsul. Deci, ți arată cam ce dosar poți să fac ce se pot face în ziua de astăzi. Dar, cum spuneam, interesul național Gabriel Oprea și merită soarta și cu plagiatele și cu altele. A făcut și adres în politica românească multe lucruri. Dar execuția sa la acest moment este cel puțin forțată, dar ne arată un lucru. Avem două mari partide, PNL și PSD, care nu mai vor să trateze cu cei mici. E bine? E rău? Vom trăi și vom vedea în perioada, în perioada următoare. Emisiunea Panoramic este la final. Ne întâlnim și săptămâna viitoare la aceeași oră. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!